După antrenamentele din ultima săptămână și evoluțiile din cele două jocuri amicale cu Admira, Vacher și cu Kesi. Staful tehnic al formației a decis păstrarea celor doi jucători landezi Luis Pedro și Romario Cortzorc, în lotul pentru noul sezon. Luis Pedro are 25 de ani și s-a născut la Luanda, Angola. Poate evolua în special ca extremă dreaptă, dar și pe partea stângă. În ultimul sezon a îmbrăcat tricoul celor de la Levski Sofia în 28 de jocuri, marcând 4 goluri. De-a lungul carierei a mai jucat pentru Feyenoord între 2008-2009, Excesiul Rotterdam 2009-2010, Go Ahead Eagles 2010-2011, Heracles Almelo 2011 2012 2013 și Botev Plovdiv 2013-2014. Romario Corsorg, în vârstă de 25 de ani și el, s-a născut la Rotterdam. Este tot un jucător de bandă, în special extremă stângă și care a evoluat ultima dată la Erzerbirge Aue. În Zweite Bundesliga, în 28 de jocuri, a marcat 4 goluri în sezonul recent încheiat. Gov, Apeldorn, Fece, Dondrek și Botev Plotviv sunt formațiile la care a mai jucat de-a lungul carierei sale.